Mulțumesc, Marian, pentru informații. George Simion arată ce mănâncă parlamentarii din bani publici la ședințe. Vedem chiar acum imagine. Asta e sala biroului permanent. Știți ce nu mai pot să vă arăt de aici, din biroul permanent? Uite, sandvișurile plătite din banii poporului, că mă întreba cineva, dar de unde mâncați, domnul Simion? Ia uite cum sunt pregătite sandvișurile, cum e pregătită mâncarea. Și pentru mine și pentru toți ceilalți sandviși, uitați. Shaorma, probabil. Azi avem în meniu de la Parlament, gratis, nu pe 10 lei porții duble. Să vă arătăm. Shaorma. Shaorma. Cafea, apă, tot ce trebuie. Să vedem ce avem la desert. Copiii ce mănâncă la desert? Copiii României ce mănâncă la desert? Uitați, parlamentarii, mănâncă eclere. Vedeți? Toți parlamentarii din biroul permanent mănâncă eclere. Pe banii voștri, eclere scumpe. Știți cât se dă pentru un astfel de ecler? 10 lei. 10 lei. Achiziție de 10 lei. Da? Să vadă lumea. De ce nu mai vor ei live-uri în direct? Poftă mare, dacă vă mai priești.